iată-ne și la standul Asus, unde este prezent telefonul Zenfone 2, terminal cu display Full HD de 5.55 și este protejat de Corning Gorilla Glass 3, panoul fiind unul de tip IPS. La interior, telefonul dispune de un procesor Intel Atom pe 64 de biți, quad-core, acesta rulând la o frecvență de până la 2.3 GHz, 2 sau 4 GB memorie RAM, o cameră foto pe spate de 13 megapixeli cu deschidere f2.0, cât și o cameră frontală de 5 megapixeli. Telefonul dispune de LTE Cat 4, o baterie litiu polimer de 3000 de mAh, un senzor accelerometru, proximitate, cât și un senzor giroscop. Pe partea de GPS avem la dispoziție GLONASS, AGPS, iar pe partea de conexiuni se pune la dispoziție un jack de 3,5 mm, un port micro USB 2.0, cât și un slot dual SIM. Telefonul rulează Android 5.0 Lollipop, însoțit de interfața Zen UI. Acest model oferă 16 sau 32 sau 64 GB de stocare, iar pe partea de conectivitate wireless avem la dispoziție Wi-Fi Direct 802.11ac. Acest model măsoară 10,9 mm în grosime și cântărește aproximativ 170 de grame. Toate acestea, greutatea și grosimea sa nu se simt datorită formei curbate pe partea din spate. Din câte observăm, avem parte de un bliz dual LED, cât și de butoane de volum situate pe partea din spate. Cam acesta este Zenfone 2, de aici din Barcelona. La revedere!